Oțelul poate avea o primăvară frumoasă, achizițiile care vor sosi cât de curând, precum și venirea preparatorului fizic, aduc optimism în tabăra galățeană. Odată cu aceste mutări și cu cele 6 săptămâni de pregătire la cel mai bun nivel, împreună cu staful tehnic, completând acest lucru legat de staff, trebuie să vă spun că a venit și preparatorul fizic, de altfel l-am prezentat pe site-ul oficial, un băiat tânăr, dar foarte capabil. Sunt convins că va ajuta antrenorul și antrenorii să dezvolte ceea ce și-au propus în acest mandat. Narcis Răducan crede că jucătorii ar trebui să se gândească la suporteri. Anul acesta împlinim 50 de ani. Este un an special pentru noi și sper să facem cât mai fericiți în acest an. Oțelul trebuie să evadeze din zona fierbinte a clasamentului pentru că are potențial pentru a realiza lucruri frumoase.